Doamna Roxana Medvețchi astăzi își lansează ultima carte. Nu ultima. Ce? Cea mai bună. Cea mai bună. Carte încotro. Dânsa nu este la prima abatere, ca să mergem în stilul acesta glumeț. Are volumul Vremelnic printre astre, un volum de versuri care mie mi-a plăcut foarte mult. A fost lansat în 2013 și unde vedem cât este de sensibilă și cum îi cunoaștem o parte din sentimente, toată gama de sentimente, de la durere, tristețe, iubire, bucuria că iubirea a poposit vremelnic și în preajma Dunei, și este atât de sensibilă în total versurile, dar și realizarea grafică îi aparține. Și citind aceste versuri, rămâi impresionat și parcă aștepți să fie puse pe muzică, să fie cântate. De fapt, căutând informații mai multe despre doamna Medvețchi, am găsit-o ca autoare de melodii, ceea ce înseamnă că sensibilitatea dumneaei se cere transpusă pe muzică. Din această carte de poezii nu mai spun decât să citez o poezie, dăm un motiv în care de fapt dumneiei enumeră vreo 17-18 motive. De ce sunt necesare acestea? Doar ca, citez, să simt, să știu că-s viu. Sunt versuri foarte frumoase și poezii minunate. Altă carte, Călător spre apus, doar vreau să punctez celelalte abateri ale doamnei Medvețchi. În rezumat, vreau să vă spun că un bătrân care stă în fața unui liceu și cerșește, de fapt nu cerșește, stă cu mâna așa întinsă sau nu. Și când cineva încearcă să-i dea un ban, spune că nu vrea un ban, vrea un an din anii de liceu. Voia să se întoarcă la tinerețe, la copilărie. Și romanul Amintiri din gimnaziu are aceeași temă, copilăria, adolescența, ceea ce înseamnă că doamna Medvețchi apreciază această perioadă. Și fac trecerea bruscă, fiind vorba de copilărie, la romanul nostru de astăzi, cel mai recent, Încotro. Acest roman, de fapt, poate fi socotit și un roman al copilăriei. De ce? Pentru că urmărește destinul eroinei, destinul Ilincăi sau Ilie, cum îi mai spune Badea Gheorghe, bunicul. De fapt, autoarea, pentru că este și un roman autobiografic, acest roman poate fi socotit și al copilăriei. De ce? Pentru că urmărește traseul eroinei de la fragedă pruncie până la deplina maturitate. Putem face aici asocierea cu această temă, dragă autoarei, cu creangă,
știm cu toții ce copilărie fericită a avut Nică, cu stilul lui Sadoveanu, cu Georgeta Kamchikov din textele poieni și romanele poieni și moldoveni, pentru că Roxana Medveschi, doamna Roxana Medveschi, poeta, scriitoarea, nu este contaminată de modernism. Scrie în stilul celor pe care i-am enumerat mai devreme. În romanul Încotro aflăm o imagine completă a satului tradițional românesc. Și descoperim aici tradiții, obiceiuri din acea perioadă, pentru că este perioada din a doua jumătate a secolului, a veacului trecut. De asemenea, descoperim dimensiunea religioasă, pentru că pune mare accent pe această latură, pe sărbătorile, îndeosebi marile sărbători tradiționale ale poporului român, Sfintele Paști, Crăciunul, cărora le adaugă, le consacră capitole speciale. Din cele 11 capitole, felii de viață, cum le numește domnul Petre Isache, și descoperim aici și regretul pentru familia din trecut. Mitul familiei patriarhale, de asemenea, îl citesc pe domnul Isache, este pentru doamna Roxana Medveschi o temă care o preocupă și regretă tot ce s-a degradat din aceste valori și este supărată, necăjită că în locul lor se adună multe rele, oamenii se transformă și enumeră toate relele acestea care se adună și vedem cât regret este, iar în aceste descrieri de multe ori avem impresia că face un salt în timp și că descrie ce se întâmplă în zilele noastre. De exemplu, și cu legile pe care le făceau conducătorii din trecut, cum erau rele și sătenii erau nemulțumiți, astăzi este la fel. Nu știu, nu cred că a vrut să facă această comparație, dacă a făcut-o, i-a reușit, dar sunt multe regrete pe care și le exprimă în această carte. Pentru că tot ceea ce enumeră în carte, ceea ce, deși cartea este de mici dimensiuni, ea cuprinde foarte multe aspecte ale satului și romanul în felul acesta capătă un caracter de document cu valoare informativă, chiar istorică, pentru cei care n-au trăit acele vremuri. De exemplu, cei care s-au născut mai târziu sau cei care au copilărit la oraș. Are valoare istorică. Firul care străbate această carte este unul roșu, pentru că se încarcă de o tensiune lirică care face la un moment dat un scurt circuit. Atunci când autoarea este pe dealul care străjuiește satul dintre vii și după ce îi trece prin minte tot ce s-a întâmplat, toate amintirile copilăriei, la vârsta de 30 de ani, se întreabă și acum încotro. Eu cred că
Ilinca, autoarea, știe încotro să o apuce. Și... vreau doar să mai... Vreau, am spus că să fiu... Nu, mai să spun atât. Spune-mi și noi ceva. Am vrut să... Tocmai spuneam că vreau să mai adaug ceva și să fiu succintă ca să dau exemplu celorlalți. Dar văd că nu mi-a ieșit. Da. Vreau să... vorbesc doar atât despre arta portretistică pe care autoarea o are în desăvârșită artă, pentru că oamenii de acolo sunt descriși atât de bine că îți rămân în memorie. Și mai ales mi-a plăcut foarte mult dialogul dintre Badea Gheorghe și Țața Florica prin punerea lor în contrast. Unul bun, jovial, iertător, iar cealaltă... Moșo, adică moșo. Moșo și baba din pasă. Iar cealaltă, pestriță la mațe. Deși, eu cred că poate fi... Da. Deși eu cred că poate fi și invers. Da? Nu. Observație personală, dar aici suntem în minoritate. Da, da. Uitați-vă în sală, suntem în minoritate. Mă opresc aici, eu am zis că sunt succintă, ca să dau un exemplu. Dar fiind trasă de mânică, mă opresc și îi las pe ceilalți să-și spună părerea despre această carte, care de fapt este ca un poem în proză, ca și celelalte cărți. Are atâta sensibilitate și atâtea, cum să spun, este doamna Medvedski în persoană. Aceasta este autoarea, acesta este stilul pe care îl are. Da. Cred că o să... Hai să-ți furi ideea, da, după aceea da, rămâne. Nu mă grăbesc. Eu n-am cunoscut-o pe autoare decât seara aceasta. Așa că n-aveam habar despre ce scrie și despre ce... Vreau să spun că e obiectiv, știți? Acesta este realitatea, puteți să și întrebați. În schimb, am citit volumul chiar cu plăcere și pe lângă cele sesizate de doamna Chiscop, am rămas încântat, să spun așa, în primul rând de stilul și de compoziția volumului și pentru că mi-am propus să și scriu despre el, am să vă dau citire celor câteva gânduri. Sigur că într-o cronică, ținând cont acum de spațiile care le acordă revistele, nu trebuie să spui nici tot ca să, cum să spun, să nu mai aibă cititorul chef să o răsfăiască, dar dacă reușești să prinzi câteva idei, este foarte bine dacă trezești interesul. În ce mă privește, eu consider că autoarea, fără să știe, calcă de fapt pe urmele Corneliei Chin Pompiliu, cea care în romanul Jean Marais nu plânge niciodată, a privit începuturile erei socialiste prin ochii scoditori ai năstrunicei Nelly. Autoarea amintirilor gimnaziale de astăzi probează idoma, numai că procedează idoma, numai că Ilinca, deși născută la oraș ca și mica spadasină din Vatra Dornei, descălcește ițele încercând să înțeleagă cum reacționează aceste mecanisme prin satul patriarhal și cum acesta se pervertește odată cu ivirea zorilor noi orânduiri, pierzând de fapt tihna aceea lui
și valorile perene cu care a înfruntat timpul. Deși nu petrece decât câteva vacanțe la bunici, privirea Ilincăi e la fel de ageră și chiar dacă în satul dintre vii evenimentele cu adevărat de excepție sunt extrem de rare, ea își dă încet încet seama că ceva se întâmplă și că la nivelul de individ, lunecarea pe panta valorilor spirituale și morale la nivelul cel mai de jos este vizibilă, așa încât s-ar cuveni a purta doliu pentru stingerea, pentru totdeauna a curăției acestei lumi. Ce rămâne din copilăria neamurilor, veți afla dumneavoastră adâncindu-vă în subiectul narațiunii, care curge domol și fără meandre, care să bulverseze, însă cu destule întrebări și observații ce vădesc în primul rând abilitățile stilistice și de compoziție ale autorei, atașamentul ei pentru locurile copilăriei, nostalgia după anii aceia frumoși când pe ulițe copiii se jucau până spre miezul nopții, dar și tristețea că în tot ce a fost cândva a rămas doar câte o fărâmă nealterată încă din harul dat omului spre norocire și mântuire. Revenind după 3 decenii, deci nu la 30 de ani, ci după 3 decenii, așa am înțeles. Femeile își dau vârsta a da, asta e drept. Atâtor pe meleagurile atâtor întâmplări minunate, constată că satul dintre vii se stinge încet, odată cu țața Anica și Buzata, cu plecarea așa 3 alte mereaguri, cu Tușica Nuța, cu bătrâna Bunica, e vorba de străbunică. Și aici denumirile sunt foarte interesante, că străbunice să bătrâna, bunică bătrânul, bunic și așa mai departe. Se stinse odată cu primii fiori ai dragostei, cu Badea Gheorghe și țața Frăsâna. Se stinse dinpreună cu prăpădirea valorilor morale adevărate sau altoirea lor cu vlăstari tineri și vânjoși ai necinstei, invidiei, lașității, corupției, desfrânării și câte altele. Se stinse pe măsură ce omul băga adânc în buzunarul de la piept card imaginar pe care în negăria lui și goana după procopseală nu știa să-l citească de andoaselea spre luminarea minții. Și împreună cu satul se domolea după milenii copilăria unui neam. Căutând însetată locul unde știa că sunt locurile, parcelele bunicilor, își dă seama nu numai că nu mai era copila cu păr castaniu și buclat și ochii și căuși de veveriță care se zbinguia prin pomi sau care încăleca sănuțea roșie și se avânta râzând de răsâna ulița spre amiez, ci și că nu e deloc mândră de calea întordoteată și întunecoasă pe care apucase când drumul drept și luminos era alături, aproape, atât de aproape încât îl putea atinge. Simțindu-se de parcă ar fi purtat pe umeri toată povara neamului, Ilinca de ieri și de azi dă friul liber gândurilor și ele se înșiră într-o limbă atent îngrijită, presărate școlul cu arhaisme mai puțin familiare cititorului de azi, dar care dau forme farmec lecturii, amintindu-ne pe alocuri de Sadoveanu și de Creangă, dar și de tradițiile și obiceiurile de Crăciun și de Paști, izvorite parcă din Hrisoave. Alături de abundența podoabilor stilistice remarcată de doamna Angelica Rusu în posfață, memorabile rămân mai ales portretele bunicilor, Bada Gheorghe și țața Frăsâna, cum îi numește, în jurul primului învârtindu-se parcă tot universul așezării dintre vii, prin felul său de a fi și prin sacrificiul făcut pentru semeni, determinându-i pe aceștia să-i caute cuvântul plin de înțelepciune și greutate și să se mântrească în fața obștii cu prietenia sa, de parcă însuși Iisus ar fi înfăptuit în locul lui datinile creștinești.
Incitantă este de asemenea infiltrarea naratoare în șatra țigănească, o comunitate cel mai adesea blamată, dar în cadrul căreia, cel puțin în ce îi privește pe căldărare de, pe care Ilinca, cu care Ilinca a venit în contact, cultul muncii și întreajutorării este cultivat încă de la fragedă tinerețe, ca și tradiția, ceea ce îi face să fie mai uniți și mai căliți atunci când e vorba să înfrunte viața dură. Revelator pentru fenomenul de continuitate al literaturii autohtone, tocmai prin utopia filozofico-socială, natural țărănească și istorico-națională de Sorginte Minesciano, sat Dovinian, cum notează aici prefațatorul, domnul criticul Petre Isache, conservă, cum tot el spune, dincolo de eșecul fatal al vieții, valorile supreme, atemporale ale ființei, ce o îndreptățesc pe autoare să-și continue demersurile din încotro, să revină cu alte creații, poate și mai bine întocmite, pe măsura înzestrării și a harului scriitoricesc pe care neîndoielnic le are. Sper că, în linie mare, am... Bună ziua și îmi cer scuze și iertare că am ajuns puțin mai târziu, calitate de vicepreședinte al Cenaclului Gheorghe Bacovia. Ne aflăm aici în cadrul Cenaclului Gheorghe Bacovia, Cenaclul a filialei Uniunii Scriitorilor, filialei Bacău, Uniunii Scriitorilor din România. Sunt să le mulțumesc unora de membrii filiale care sunt azi prezenți aici, scriitori, membri ai filiale, și le mulțumesc că au venit în număr destul de consistent. Mă bucură că are loc un eveniment chiar de mult, atât de plin, cu atâta participare. Iată că, într-adevăr, se constituie o bucurie. Au știut că vine și televiziunea literară. Poate și de asta că vine și televiziunea. Mulțumim și televiziunii literare. În ce am spus în numele domnului Calistra Costin, președinte și federal autorilor, care are probleme de sănătate și n-a putut să vină să fie aici, trebuie să înțelegem. E o vârstă la care mai apar și probleme de sănătate, având în vedere și aceste schimbări climatice, azi e soare, mâine, ger și tot așa, iară plouă, iară zăpadă, sărbătorim Crăciunul la Paște, Paște la Crăciun și, mă rog, a luat razna și vremea, că am început să o luăm și noi razna, cred că încep. Dar asta e mai puțin important. Mă bucur că doamna Nedelcea a ales să facă această lansare în cadrul cenacului nostru și este, într-adevăr, un eveniment cultural și literar pe care nu putem să nu-l apreciem ca tare și să rămână în istoria cenacului nostru, mai ales că, și vedeți cum ne așează harul divin, dacă aș putea spune așa, joia trecută s-a lansat un roman care se cheamă Dincolo, al lui Dan Perș, care vorbea de lumea de dincolo și care prezintă, de fapt, o viziune despre lumea de dincolo, dincolo de existența noastră. Culmea cu tot cu personaje care vin tot din lumea rurală, din Fala, în Sterul, care știți noastră, la Scăieri, realizat acum 100 de ani. Cam așa, dacă nu așa. Astăzi venim cu un roman de dincoace, din lumea reală, din lumea noastră, care se cheamă Încotro. Într-adevăr, chiar Încotro ne-o fi îndreptând. N-am apucat să-l citesc, sincer, că nici l-am primit, acum am puțin, am frânzărit așa cât am avut timp. Se vede stilul de scriitor, de poet, de mai mult stilul acesta liric, cu trăiri foarte profunde a ceea ce scrie doamna Rosana Medreschi, ceea ce este un lucru foarte bun, extraordinar. Dar ridic o întrebare, într-adevăr, pe care ar trebui să ne îngrijoreze pe mulți. Lumea rurală începe să dispară. Aici am înțeles că e vorba de așa ceva. Sunt foarte multe sate în județul Bacău care sunt pe cale de dispariție, care astăzi mai au 2-3 locuitori. I-am rugat pe cei, când eram vicepreședinte la Consiliul, domnule, faceți o monografie a satelor dispărute.
luați oamenii care mai sunt în viață, puțin cât mai rămas în satul respectiv, înregistrați-i cu tot ce știu, povești, amintiri, tot ce s-a întâmplat în acea localitate. Că mâine nu o să mai fie nimic acolo, nu au făcut mai nimic. Am înțeles că lucrează, dar au trecut vreo 7 ani de atunci și văd mai întâlnit. Deci, vedeți, nu aveam această grijă pentru un trecut pe care mâine nu ne mai întâlnim. Un trecut pentru care nepoții care sunt azi prin Germania, prin Olanda, prin Anglia, prin unde sunt, venind înapoi și ei să vadă unde au fost bunicii, o să găsească doar niște mărăcini și totul demolat și dărâmat. Cel puțin astfel de cărți sunt necesare pentru a conserva și a transmite mai departe această istorie. Ați făcut un lucru extraordinar și cred că mai sunt și alți scriitori, chiar din filiala noastră, care au astfel de cărți și acesta e un lucru bun. Încetul cu încetul punem câte o cărămidă la o construcție care să ne amintească mereu de cei care nu mai sunt, dar de ceea ce a existat oamenilor. În perioada socialistă, dincolo de perioada socialistă, sunt multe discuții despre perioada socialistă ca atare, așa cum a fost ea, cu bune și cu rele. Nu contează, important e că mai este, și eu fac o paranteză, mă auzi de foarte multe ori s-a spus, domne, dacă nu era industrializare, a fost forțată. Nu. Industrializarea României la vremea respectivă a fost legică și normală. România trebuia să se dezvolte. S-a dezvoltat, poate într-adevăr, puțin forțat. Așa era regimul. Dar această industrializare forțată, într-adevăr, a distrus lumea satului. Pentru că au plecat masiv spre oraș, spre zone industriale, cei care tocmai erau păstrători și aveau temeiuri și aveau amintiri și aveau erau păstrătoria datelor, obiceiurilor, tradiții și așa mai departe. Acum nu mai e industrializare și totuși pleacă. Acum pleacă tot de nevoie de proiecte. Acum e industrializare. Vedeți, mereu există niște perioade astea de migrație. Când se migrează, întâi s-a migrat de la sat spre oraș. Acum se migrează dintr-o țară în alta. Tot țări mai dezvoltate. Pentru că și atunci, în perioada anilor 50, orașul era mai dezvoltat, fără discuții față de sat. Da? Astăzi sunt țările mai dezvoltate din Uniunea din Occident și această migrare spre cele țări mai dezvoltate. Și e drept, omul caută într-adevăr să trăiască cât mai bine, că viața și așa e prea scurtă și nu avem timp să filozofăm prea mult, ci trebuie să o trăim. Și atunci fiecare caută după cum e dat, după cum simte, după cum aspirațiile pe care are, așteptările care le are, să se îndrepte spre acele zone din care poate într-adevăr să satisfacă o parte din așteptări, o parte din dorințe. Dar, repet, felicitări pentru doamna Medveschi din două puncte de vedere. Că ați ales Bacău, că ați ales Cenaclul și filiala. Poate sunteți membru la USM, la Moldova nu. Poate depuneți dosarul la noi, să fiți la noi. Ne-ar face o mare bucurie. Avem nevoie de scriitori valoroși noastră din ce a prezentat și eu îl trece, spune domnul Cornel Gabin, pentru că este un om experiență și numai din cauza. I-a crescut barba de când tot scrie despre scriitori, numai în cuvânt și știu de scriitori din țară. Și atunci am crezut ce spune și sunt convins că și domnul prefațator ne va spune lucruri interesante. Fără discuții că dânsii au doar mult și doamna... Interesant. Nu știu, și doamna Corbafel, care a ridicat doar puțin o pagină, așa, sau mai într-o pagină, ca să ne incite să o citim. Altfel, dacă ne povestești cartea, nu are cineva. Dacă citești, dacă povestești o carte sau povestești o poezie, la ce s-o mai... Nu te mai nevoie. Deci e firesc să ne incite ca să luăm cartea și să o citim. Încă o dată felicitări, vă așteptăm cu dosarul la mine și de astăzi. Eu succint, o să spun doar câteva vorbe. M-a surprins romanul, este un roman bun. Sper să nu vi se mai dezvăluie chiar toată acțiunea, că vă duceți acasă cu el gata citit. Este un roman bun, dincolo de emoțiile teribile ale doamnei Roxana Medveschi când mi l-a dat și când i-am spus e un roman bun, mergem cu el înainte și nu-i venea să creadă. Eu am doar câteva considerente literare. Este vorba de, în cartea asta, este vorba de un stil
autentic al doamnei Medveschi, pe care l-am apreciat foarte mult. De ce spun autentic? Dincolo de Sadoveanu, dincolo de Marin Preda, dincolo de Eminescu, este stilul ei în cartea asta. Și cum l-a obținut ea? Cum a obținut ea această autenticitate? Cartea are un epic comparativ. Adică să nu vă așteptați să întâlniți numai poveștile copilăriei. Chiar ar fi banal ca și X și Y să-ți povestească numai copilăria și cu asta am terminat. Nu. Este comparativ. Povestește sau portretizează un personaj din vechime și apoi vine cu înțelepciunea de azi. Apoi vine cu comentariul a ceea ce se întâmplă azi. Este un roman comparativ. Și așa cum s-a spus deja, mitul satului moare. Deci veșnicia s-a născut la sat, da? Așa a spus Plaga. Nu e numai simplu fapt administrativ al domnului Brăneanu că dispar satele. Dispar valorile de atunci. Ne dispare tradiția. Ne dispare moralitatea de atunci. Portretele doamnei Medveschi, bunica, bunicul, chiar și șatra, ne expun niște valori morale pe care noi nu le mai păstrăm și nu le mai apreciem. Asta vreau să spun. Asta e considerentul meu referitor la roman, că este comparativ și din cauza asta autenticitatea stilului dumneavoastră este admirabilă. Asta m-a admirat cel mai mult la acest roman. Și de ce spun că despre asta este vorba? Despre moartea mitului rural. Satul dintre vii se stinse încet. Odată cu țața Anica și Buzata, cu plecarea șatrei pe alte meleaguri, cu tușica Nuța, cu bunica bătrână. Se stinse odată cu primii fiorei dragostei, cu Badea Gheorghe și țața Frăsina. Nu s-au stins numai că au murit aceste personaje. Aceste personaje sunt metafora mesajului acestei cărți. S-au stins pentru că astea sunt vremurile pe care le trăim, din păcate. Lectură plăcută, musai să-l citiți, nu o să-l lăsați din mână. Mă bucur că sunt după amiaza aceasta aici. Și cei care n-au fost, nici nu știu ce ai pierdut. Pentru că se vede că lipsesc câțiva din corifeii critici literare ai filialei noastre. Dar mă bucur că există unul din ei aici. S-a fiecare alta și girul cărții. E o chestiune care ne onorează și pe noi. Ceea ce vreau eu să... Nu vreau să repet ce s-a spus, subscriu la toate cele afirmate aici despre cartea dumneavoastră, doamna Roxana. Mie mi-a plăcut din răsfoire numai, am răsfoit-o momentan, și mi-am dat seama că, și mă gândesc că eu am scris numai poezie până acum, am câteva cărți scrise și mă bate gândul să scriu și eu proză, pentru că eu văd că plecarea dumneavoastră spre proză este din poezie. Totdeauna mi-a fost teamă că nu voi reuși. Deci nu există proză bună în afara poeziei. Corect. Poezia e omniprezentă. Corect. Toate genurile. Îmi place foarte mult fiorul liric de la care ați plecat pentru a îmbrățișa aceste povestiri din copilăria noastră și pe cei care m-au înconjurat, bunicii, la care mă gândesc și eu, la Emei, așa cum v-ați gândit noastră. Și cred că niciodată nu se va termina chestiunea și aducând în peisaj, în literatura de astăzi, aceste chestiuni care au fost, chiar dacă ne repetăm la Sadoveanu sau Ionel Teodoreanu sau alți scriitori români, niciodată coșul nu va fi plin. Pentru că totdeauna vom găsi lucruri noi, lucruri care să ne pătrundă în suflet. Totdeauna vom veni cu idei noi, cu idei. Mi-a plăcut foarte mult cum transpune unele chestiuni poetice. Eu imediat le-am regăsit, pentru că pe mine trece fiorul poeziei și mi-am dat seama că cât de frumos și ce îndrăzneală ați avut și
Bravo dumneavoastră că ați avut îndrăzneala asta de a scrie o carte și nu mare, că eu când îi una prea groasă, așa, mă tem să o citesc, mă sperie. Mai ales dacă citesc câteva pagini și nu mă mai atrage, nu mai citesc deloc. O deschizi și dacă citi trei pagini și nu te atrage, eu o închid și trec, nu mai deschid altă dată. Ceea ce vreau să mai afirm, pentru că eu cred că am fost înțeles, vreau ca, și mă bucur că sunt aici membrii filialei și din conducerea filialei noastre, cred că această carte să o depuneți pentru la onoratele premii care se vor da, poate la debut, dar nu e debut, e a doua. Dar eu știu, să luați un premiu al filialei Bacău unui scriitorul, că în felul ăsta drumul se ne trezește spre intrarea în lumea scriitorilor, că fiecare scrie și pentru asta, nu de a vedea împlinit visul, un apogeu, cum se zice. Și consider că nu am pierdut că am venit, mă bucur, m-a invitat domnul Medveschi și îi mulțumesc, pentru că nu am venit degeaba și mă bucur pentru această carte. Vă doresc succes! Am citit tot ce a scris dumneavoastră despre ea. Nu mai ce vă pagi. Cred că seara asta o citesc, se leagă de poezia. O citesc, vă spun, o citesc. Domnul Ionel Rusei ne va spune impresiile. Nu vă trag de mânecă, cât doriți. Da. Mulțumesc. Acum câteva săptămâni am terminat de editat. Mai tare că nu. Că dacă vorbesc prea tare, o să se dați ce multe prostii spun și atunci am apagat. Acum câteva săptămâni am editat și ultimul volum din dosarul Bacovia a domnului Constantin Călin. O operă pentru care sunt foarte mândru că am fost atins și eu de participarea la ea. De ce încep cu asta? Pentru că este o operă superbă, echilibrată, de un echilibru perfect, care atinge fiecare detaliu cu o perfecțiune de înger, așa. Legat de... am început cu domnul Călin pentru că e normal ca, având în memorie această operă, să fiu foarte critic atunci când analizez orice altă lucrare. Și evident că pot să-i bag câte un deget așa în loc de al mei, să-i spun că câte o virgulă nu este așezată bine, mai e și câte o cacofonie care ar fi putut să fie evitată. Și Macedonski un cu capul virgulă, așa că tot atât. Poate și editorul a ales nefericit fontul pe care l-a pus în carte și care puțin cam greu oi, așa. Dar am niște argumente foarte solide. Pe lângă ceea ce s-a spus până acum aici, pe lângă ce a spus și domnul Petru Isache în prefață și doamna Angelica Rusu, doamna Chiscop și domnul Galben, am niște argumente pentru care sunt convins că fiecare dintre cei de aici trebuie neapărat să citească această carte. Este o carte superbă. Nu este cea mai bună carte din literatura română. Evident. Dar este o carte care îți lasă amprenta asta deosebită a unui om foarte sensibil, dar în același timp și foarte inteligent. De asta, acum când mă gândeam ce să spun despre această carte, mă gândeam că trebuie să-mi condensez foarte bine vorbirea, pentru că dacă scap o prostie, evident că un autor de talia dânsei mă va taxa tare și nu vreau să greșesc, pentru că este la mijloc și această sensibilitate pe care au remarcat-o toți ceilalți care au vorbit despre carte, o sensibilitate reală, dar este o carte foarte frumoasă. De asta se poate spune foarte multe despre concepția
filozofică a cărții. Toată cartea este condensată în cele două citate de la început, motorul care a fost spuse, și cuvântul înainte, care dezvăluie de ce a scris doamna Medvedevski această carte. De fapt, dacă ai citit cuvântul înainte, poți să mai citești cartea, ar spune unii. Nu, din potrivă. Restul cărții este o argumentație de nota 10 a concepției filozofice pe care dânsa o are. Pentru că și modul în care este îmbrăcată această concepție, deci toată cartea propriu-zisă, este foarte frumoasă. Adică modul în care folosește metafore, epitetele, construcția frazei care este, a remarcat și cineva, este arborescentă, îi place să folosească fraze mai lungi, așa, dar foarte bine dozate, adică oricât de cărcotaș ai fi, nu prea ai ce să-i reproșezi la capitolul instrumentelor pe care le folosește. Deci este o carte foarte frumoasă și nici n-ar să mai spun și altceva. Este o carte pe care vă rog să o citiți și dacă nu vă place, vă dau banii înapoi. Eu voi fi foarte, foarte scurt din câteva mărți. Nu așa pe ce vreți să nu vreți. Dar nu veniți în față, că nu vă auzim. Nu, să vorbesc mai tare. Vreau să o felicit pe autoare din următoarele considerente. În primul rând că a venit la Bacău, aici, în sânul acestei cetăți a scrisului. Și în al doilea rând, pentru că a abordat și a realizat în modul cel mai strălucit o chestiune care pentru mine nu este o perioadă, ci este o parte, dacă nu cumva două. Copilăria și cu satul. Vreau, m-am zis de fapt la cuvânt acum, pentru ca să vă spun părerea mea. Și eu scriu despre sat. Și aș îndruma pe toți condeierii să scrie despre sat, așa cum îndruma și domnul Vicent, pentru că dacă nu vom scrie despre sat și despre copilărie, teme care câteodată sunt aspru criticate sau din cauza că sunt reluate, că răspunsul la întrebarea aia încotro, după o poezie a lui Pitiș, dragii mei, va fi un neant. Deci, vânare de vânt va fi satul, vânare de vânt va fi ceea ce gândim noi despre asemenea teme. Vă mulțumesc! Eu, dacă am scris spre față, ar trebui să nu mai vorbesc, normal. Am să vorbesc, încerc însă să nu mă repet. Avem așa un talent de a aluneca foarte repede în pesimism. Adică satul o să dispară, dacă dispare satul, dispare civilizația românească, dispar valorile. Valorile nu dispar, valorile se sublimează. Valorile nu dispar așa cum se crede. Ele se sublimează. Sigur că, ca să punem... eu știu, la punct, atât mitul copilăriei, cât și al satului, întreaga problematică pe care o transfigurează, atenție, avem o transfigurare artistică, e un artist desăvârșit, este un pretext. Este un pretext pentru a ilustra tocmai acest război al civilizațiilor. Să spunem, al civilizației rurale, frumoasă, păstrătoare a unui mod de a fi, dar care nu mai răspunde orizontului de așteptare a noului val. Noi trebuie să ne întrebăm de ce satele sunt părăsite. Și ele sunt părăsite nu de acum. Problema literaturii este veche. Sămănătorismul, poporanismul au transfigurat problematica asta. Goga era înspăimântat. Nu? De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dus de acasă? Nu? Să fie rămas cioban la oi. Deci este o problematică modernă cea pe care o pune Roxana Medvedevski și ea nu este numai la noi, este în întreaga Europa.
în țări super civilizate. Francezii fac eforturi uriașe de a menține viu satul. A menține viu satul înseamnă a menține un tip de civilizație. Sigur, la modul ideal, civilizațiile trebuie să coexiste. Și atunci, într-adevăr, umanitatea ar fi, ar atinge fericirea. Nu? Se spune că ca să, prima condiție a fericirii este înțelepciunea. Ori, nu știu câtă înțelepciune mai are omul modern astăzi. Deci eu n-am scris n-am scris intenționat în preambul aici, tocmai pentru că consider că întreaga problematică, autoarea a ținut să mă asigure că e realitate, domn profesor, nu știu ce e realitate, niciodată n-am știut ce e realitate, e realitate, domn profesor, adică artistul e artist, el își sublimează întreaga existență. Întotdeauna nu vorbim decât despre noi, cu deosebire artiștii, dar nu numai artiștii. Deci, volens, nolens, ne raportăm la noi. Deci, întreaga realitate care o transfigurează acea nostalgie a satului ca tip al unei civilizații și al unei fericire denice, iluzorii, că trăim în iluzie, să fim foarte clar, face farmecul acestei cărți. Deci, problematica nu este nouă. Nouă și admirabilă de la primele pagini, că tot așa mi s-a întâmplat și mie să nu cunosc înainte decât la un cenaclu, parcă am mai auzit, parcă te-am mai auzit odată, așa am eu impresia. Deci eu când am primit textele astea, nu citisem deloc. Și numai am citit, cred că 10-12 rânduri și am spus de la început că este un artist. Știu că mi-a dat doamna, da, director de la, da, este un artist născut. Și foarte bine s-a subliniat aici retorica, stilul inimitabil. Nu? Face parte deja din, să spunem, categoria scriitorilor artiști, al căror stil este inimitabil. Creangă nu poate fi imitat, nici Sadoveanu nu poate fi imitat, nici Ionel Teodoreanu, apropo de inserția de lirism care domină textul. Sigur că este un scriitor de care trebuie să avem grijă, care mai târziu va regreta, pentru că scrisul este un blestem pe care nu-l asumăm, dar este un blestem până la urmă. Și ea trebuie să meargă, direcția este aceasta. Observați că cartea nu dă niciun răspuns. Nu? Autoarea are inteligența să nu ofere soluții. Dar fel nici nu știu dacă soluțiile există. Ea tocmai asta vrea să ilustreze fatalitatea acestui război dintre civilizații, care nu trebuie privită după mine cu o frică așa, atavică, nu știu de cum. Nu? Tot un război îl ducem astăzi cu inteligența artificială. Ăla poate e mai periculos decât acesta. Sunt războaiele și întrebările pe care și le pune omul contemporan. Deci toată problematica este un pretext. Și în asta constă, să zic eu, maestria artistului. Ca plecând de la o tematică arhicunoscută, toată lumea pretinde că știe și cunoaște satul, dar nu e adevărat. Satul nu-l cunoaștem. Cred că nici chiar cei care îl locuiesc nu-l mai cunosc, mai ales astăzi. Pentru una dintre temele subversive ale textului este înstrăinarea, dezrădăcinare, nu? Pierderea identității, atât a individului cât și a neamului. Cartea este excepțională din perspectiva filozofiei existențiale de care spuneați. Și o să vă placă, vă asigur cu siguranță, tocmai prin așa zisă accesibilitate. Așa fac mari artiști. Lasă impresia că toți cei care îl citesc îl înțeleg. Da? Deci, cartea pare accesibilă. Deci am să vă rog să căutați în spatele rândurilor, în spatele așa zisei accesibilități pe care o afișează. Și ce surprinde, iar este o carte care se adresează cititorului rafinat, veți observa, intelectualului de elită, deși nu pare, fac această precizare,
toată lumea știe despre Saf. Despre Țața Safta, toată lumea știe. Sau despre nu știu ce. Lucrurile nu par așa. Da. Da. Nu sunt deloc așa, pentru că sub acest limbaj se ascunde, v-am mai spus eu, și asta surprinde, aș zice eu, dacă am început să fiu influențat de cartea lui Dan Perșa, surprinde cu foarte mare acuitate sufletul românesc. Trebuie să înțelegem că există un suflet românesc inconfundabil și popoarele își păstrează identitatea tocmai prin acest mod de a fi, prin această gândire, prin această resemnare, răzbate din carte o resemnare și din cuvintele dumneavoastră. Nu? Ce o să facem, ce o să facem? Eu nu sunt așa de pesimist. Eu cred că valorile se sublimează. Satul o să mingă, dar nu o să mai fie, nici nu are cum să mai fie cel pe care l-am visat noi. Dacă ați mai trecut așa prin sate, ați observat că schimbările radicale, aș spune. În primul rând, schimbările de concepții. Da, schimbările de concepții, de mod de a fi. Ei sunt mai orășeni decât noi. Înțelegeți? Unii sunt mai informați decât noi. Și nu mai informați, gânditori. Gânditori. Da. Felicitări. Mie mi-a plăcut. Și mi-a plăcut mai ales că m-am întâlnit cu ceilalți care au vorbit în scritură. Felicitări editurii, domnule Medvețchi și doamnă. Mai știu pe cineva care a citit cartea și i-a plăcut foarte mult. Este o doamnă cu preocupări în domeniul studierii casei, a tradițiilor românești, a scris despre aceasta, are cărți publicate, este doamna Ecaterina Crețu, care sigur va dori să vorbească despre cartea cu care s-a întâlnit în... Eu nu cunosc pe autoare, dar sunt fericită să o cunosc prin intermediul acestei cărți. Iar când Ana m-a invitat, Ana fiind un om al cărții și al lucrurilor foarte bine făcute, n-aveam cum să stau pe gânduri, să fiu prezentă. Spun și eu că această carte are, în viziunea mea, un mesaj foarte stenic. Nu e deloc nostalgic, chiar dacă e așezată într-un orizont al întrebării. Dacă ne gândim la ce spunea noi, ca știți, când dăm un răspuns, luminăm lucrurile. Dar când ne punem o întrebare, ne luminăm noi înșine. Și așa am socotit cartea. De-al minteri și coperta. Parcă nu e drept cu cine o realizează. E o cale întoarsă, dar e o cale, e un drum, e un chip cu spatele, dar este lumina. În lumină. Și în lumină ne găsim și ne regăsim. Mi se pare, în al doilea rând, să spun că am fost încântată să recunosc aici un cronotop extrem de interesant. E recurentă formula aceea, satul dintre vii. Și nu întâmplător. Noi locuim de undeva dintr-un sat foarte dintre brazi, dar ce e drept prin căsătorie foarte atașată de satele dintre vii. Alături de acest topos, aș amintea aici un extraordinar mai emotiv al timpului. Autoarea spune undeva că s-a rupt zăgazul din calea timpului și poate asta ne spăimântă pe noi, deși trebuie să conștientizăm că suntem supuși și unei treceri, dar nu oarecare-i treceri. Și spune, la un moment dat, timpul zorește. Personajele, deși par într-o vreme de acalmie, e drept că succesiunea vârstelor arată că timpul trece. Trece, dar purtăm în noi ceea ce avem săbit ca o bârșie sau izvorul din care am purces. Și de aceea mi s-a părut foarte interesant că autoarea în această cale pe care urmează fiecare dintre noi și
la fel și personajele concis definite ale cărții, arată foarte clar că ne urmăm niște principii antinomice și foarte interesant structurate. E puritate și întinare, sunt deprinderi lesnicioase și povarnice. Pentru că, repet, citez cu atât mai mult că sunt relevante notațiile autoarei, nu mai aparțin în comentarii. Și nu sunt rare asemenea notații în care autoarea surprinde, repet, antinomic și firea omului și lumea în care trăim. Mi s-a părut de asemenea extrem de subtil, surprins de autoare și sub formă unor reflexii, deci cartea are, așa cum s-a spus, un delis pregnant și un conținut reflexiv. Autorul spune la un moment dat, vorbind despre dinăuntru nostru și exteriorul nostru, de o lumină păstrătoare sau pătruzătoare în întuneric, pentru că, iată, aceste dimensiuni ale ființei noastre le surprinde foarte bine și cum firesc extraordinar, nu cu vorbe. Nu cu vorbe mari. Spunem noi acum într-un comentariu de care pune în evidență cartea. Și m-a surprins de asemenea, nu știu dacă autorul face voi sau nu, o metaforă a focului. E drept că între ignic și glaciale ne consumăm existența. Ori dumneavoastră spuneți atât de frumos, chiar dacă pare a fi din discursul narrativ. Sunt pale de foc, dar și e un sânge amestecat cu jar, focul care pârjolește nu doar pământul, ci aprinde și, suflete, ca mai apoi gradat, vorbind despre o stare afectivă pentru o expresie care mie îmi plac foarte mult acest gen de teotologii, o durerea mamei, spuneți dumneavoastră. Ia uitați ce concis și ce mi s-a părut sugestiv. Extrem de relevant, foarte, foarte sugestiv. Nu doar că sunt niște oameni ai ei, pentru că oamenii aceia nu sunt rupți deloc nici de ei înșiși, nici de lume. Și am să închei prin a sublinia faptul că am amintit mai înainte că există și un conținut gnomic. Și că oamenii aceia sunt înțelepți. Și autorea pune, la un moment dat, foarte multe ziceri, indiferent de cărui personaj sunt atribuite. Nu, nimic nu-i dat omului peste puterile lui. Băutura nu l-a făcut pe nimeni om și așa mai departe. Dar nu sunt puse cu ostentație, sunt foarte, foarte la locul lor. Ei, mie, mi-a plăcut foarte mult și metafora pe care o sublinează și autorul Pospeții, eu nu cunosc decât foarte puțină lume de aici, acea piciorie, nu spuneți dumneavoastră trecătoare, purtătoare sau trecătoare pe divan de păcat. Pe divan de păcat. Așadar, socot eu că în satul acela dintre vii v-ați probabil că nu știu, ține de biografia dumneavoastră, pe care nu neapărat ați transfigurat-o artistic, ne putem întoarce fiecare cu împăcare, cu credința că oriunde și oricând, timpul ne îngăduie să trăim frumos dacă luptăm cu noi înșine în primul rând. Vă mulțumesc foarte mult și felicit foarte mult! Mai dorește cineva să vorbească? Dacă nu, atunci am să rog pe poeta, prozatoarea, care vreau să subliniez aceasta, în tot ce a scris, cu sinceritate, dacă a găsit, și citez, sprijineală întâlcuirea propriei ființe. Cred că ar fi cazul să ne spuneți dacă ați găsit ceea ce căutați. Dacă ați găsit această sprijineană. Cred că am găsit-o.
cred că am găsit-o și țin cu tot din adinsul să urmez. Nu vreau să spun prea multe lucruri, vreau doar să mulțumesc. În primul rând, membrilor Uniunii Scriitorilor, conducerii Uniunii Scriitorilor, că au găzduit acest eveniment. Chiar sunt onorată pentru asta. Vreau să mulțumesc tuturor prietenilor mei, tuturor care sunteți aici. Ar fi fost bine să luați o parte din emoțiile mele, pentru că sunt... Totuși, ce te-a determinat să scrii cartea asta? Cine așa? Cine te-a împins așa, de la spate? Nimeni. Așa. E un ceva care vine câteodată, așa, și îmi spune, hai, apucă-te, și parcă cineva îmi dictează. Sunt perioade lungi, așa, și perioade în care nu scrieți nimeni. Nu scriu nimeni. Da. Reveniți pe text? Foarte puțin. Foarte puțin. Foarte important asta. Da, pentru că v-am spus, este efectiv ca și cum cineva mi-ar dicta. Revin, dar pe text, dar mai puțin, intervin mai puțin. Nimeni nu... E drept că cei care au mai citit din poeziile mele, de la început, au spus, da, hai, m-au împins de la spate. Dar asta o fac din plăcere și nu pentru un scop, și pentru că aici mă regăsesc eu. Sapiențialitatea aia, că există o sapiențialitate în scriptură. Cred că e o genă ancestrală, nu știu că... De unde vine? Nu știu de pe unde vine. E foarte important. Eu chiar mă interesează. Nu întreb întâmplător, să știți. Da, oricum, felicitări, ce să... Mulțumesc. Mulțumesc că sunteți aici. Da, aș spune. Acum am eu două minute. Înainte de a încheia și întotdeauna autoarea are ultimul cuvânt, reamintesc că în data de 14 aprilie, pentru cei care sunteți iubitori de literatură, doamna Adriana Ambrozie va lansa o carte tot aici, în această sală, care se cheamă Călători pe arca lui Noi. Aceasta este cartea. E un pic mai mică decât asta. Vă așteptăm cu dragă data de 14 aprilie. Deci rețineți 14 aprilie pentru toți cei care vreți să fiți prezenți alături de după Paște, nu? Adriana Ambrozie. Bineînțeles, după Paște. Sau după Crăciun, acum al doilea anunț care vreau să-l fac, pe data de 25 aprilie, membrii filialei. Miercuri, ne întâlnim la ora 14, ne întâlnim la, Ateneu. Nu la Ateneu. La Ateneu pentru alegerea președintelui USR-ului, Uniunii Scriitorilor din România. La nivel național, sunt vreo 4 candidați care și-au depus dosarele și președintele filialei Bacău, Uniunii Scriitorilor, și bineînțeles, Comitetul de Conducere a filialei. Așa că pe data de 25 într-o miercuri, la ora 14, vă așteptăm la ultimul etaj? La Atene. Ateneul n-are etaj. La Ateneul. Alegerile trecute i-am pus la etaj. La Ateneul sau hai că poate nu înțeleg unic. La Filarmonică, vorbesc de scriitorii, membrii filiale. Da, și cu asta vă mulțumesc. O seară de conturi.